Angajații serviciului spații verzi Cimișlia nu au timp de pierdut în zadar. Ploile din ultima perioadă de timp au sporit creșterea ierbii și arbuștilor pe teritoriile care le-au în răspundere și ca urmare le-a complicat puțin planul de acțiune. Не успеваем, потому что дожди, дожди много шли, и трава сама поднялась очень сильно, и тяжело пока. Ну, а так все нормально. Тот парк, который возле Рапо, тоже надо косить, там тоже уже большая трава. Ну, а так делаем порядок везде, чтобы было красиво, все было хорошо. Что еще могу сказать? Работаем. Au amenajat mai multe spații verzi din area orașului, dar la moment amenajează o porțiune de teritoriu de pe strada Decebal din centrul orașului Cimișlia. Ieri a început în parcul și o copilărie, a făcut, a cosit, a strâns buriană și pe frumos tot. Domnișoarele să iasă să iei copilaș și să-i ducă în parc copilării să mai veselească. Muncitorii serviciului spații verzi Cimișlia sunt foarte organizați, fiecare își cunoaște lucrul său. O parte băieți lucrează cu grebla, eu tai burianul și faci cu curățenie și curat. Cosim, greblem, măturăm, tot facem și frumos. Brigadierul pune acolo faci, mai aici, aici, ieri acolo, azi, aici. Pune și cum. Când vine la școală, la primărie, cum... În ultima perioadă de timp, în orașul Cimișlia au fost amenajate mai multe teritorii, dar serviciul spații verzi nu încetează să amenajeze și să înfrumusețeze orașul. Ei o fac cu suflet și la un nivel destul de înalt.